Din imaginele video se vede cum ziua, în amiaza mare, un individ cu mai multe haine în mâini merge prin curtea unui bloc. Potrivit poliției, bărbatul ar fi furat rufele de pe sârmă din curtea unui bloc de locuință de pe strada Miron Costin din sectorul Râșcani. Inspectoratul de poliție a sectorului Râșcani din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinău a fost sesizat în luna aprilie curent de o persoană care a comunicat că au fost sustrase hainele din curtea blocului de locuit amplasat pe strada Miron Costin, iar prejudiciul a fost estimat la 2500 de lei. În alte secvențe înregistrate în timpul nopții, un alt tânăr se apropie de sârmele pline cu haine și ia mai mult de jumătate dintre ele, apoi pleacă de la fața locului. Un alt caz a fost înregistrat pe strada Florării din același sector, unde un individ a cauzat un prejudiciu în sumă totală de 6.000 de lei. Niciunul dintre cei doi nu a fost identificat de forțele de ordine. Pentru a da de urmele lor, oamenii legii îndeamnă persoanele care i-au recunoscut să sune la numerele de telefon 0605987722 sau 0784941455. Dacă vor fi identificați, ei vor fi cercetați pentru furt, infracțiune care se pedepsește cu până la 4 ani de închisoare.